Domnilor, Nelson Mondialu, Mazaru și Adi Adrian, bineînțeles, oameni cu capacitate și inteligență extravagantă, vă dă în seara asta anunț pentru ce? Muncă în Europa, în diaspora, cu salar preconizat de la până la, Mazarule? Un muncitor bun poate câștiga o echipă și un muncitor poate câștiga pe lună între 2500 și 3500 euro. Deci ești muncitor bun, ești absolvit în echipă. Ești muncitor bun, câștigi între 2500 și 3500. Tu l-ai, domne, bun. La modul serios, din care se plătește jumate chiria, jumate suportăm noi firma. Sunt angajați pe Bewerbung în Germania, cu acte în regulă, cu asigurare, cu tot. Deci, domnilor, jumate din chirie plătiți voi și jumate plătește el. Din transportul până la locul de muncă, jumate voi, motorina. Exact. Și jumate patronul. Așa da, e? Exact așa. Ce trebuie... Căutăm specialiști în izolație exterioară. Polistiren și glet. Nu-i ca în România două rânduri, trei rânduri de vopsele. Pardon, unul singur. Deci polistiren și glet, băieți. Atât. Căutăm echipe de 5. O echipă trebuie să fie formată din 5 că se plătește la metru pătrat. Bun, și dacă sunt 2 dintr-o parte și 3 din alta? Fac o echipă de 5. Da, fac o echipă de 5. Echipele trebuie să fie minim 5. Pot să fie și 7. Și dacă sunt 7, se pot face metri pătrați mai mulți. Că nu suntem în regie, suntem la metru pătrat. În acord. În Germania e vorba. Pe Germania, pe toată Germania. De la Berlin, München, în toată Germania. Vă dați seama, patronul de la Paris, cam câte de releuri de astea are de rezolvat. Bun, fiți atenți aici în continuare. Deci nu încercați dacă nu sunteți meseriași. Că vă pierdeți timpul degeaba. De ce? Pentru că o să fie confidențialitate cu domnul care se pricepe în construcțiile astea. Construcții. Numărul telefon, dăm pe mâna la un specialist care îl verifică, știe sau nu știe. Nu știe, stă acasă, la revedere, n-are rost. Înțelegeți? Deci, domnilor, și dacă, într-adevăr, însă ăsta, iei din România până în Germania drumul... Unul trebuie să aibă neapărat o mașină. Trebuie să aibă mașină. 5, unul trebuie să fie cu mașină, șofer. Deci ați înțeles, din echipa respectivă, unul trebuie... Deci mașină pentru locuri, pentru da, toți. Da, nu putem plăti mașină la toată lumea. Trebuie să aveți mașină... Unul dintre ei. Unul dintre voi, înțelegeți? Deci, măi oameni, nu-i greu de perceput asemenea 3500 de euro. Și contract 2 ani de zile din start. Mâncarea și-o ia ei. Ei și-o cumpără, ieftină în Germania. E ieftină, că am văzut. Mâncau, auziți, mâncare... Dar ați văzut în clip. Cazare la pensiune, 2, 3, 4 în cameră, cu duș, cu tot, condiții senzaționale. Suntem în Germania, suntem pe Valea Oltului sau la, eu știu, la Coarnele Caprei. Atât. Deci cam... Trebuie să fie serios ca meseriaș, atât. Crescul... Serios și care au experiență, profesioniști. Să verific aici treaba asta, nu trebuie... Domnilor, care aici o să las numărul de telefon unde o să contactați. 0755. Două secunde, copii, vă rog, febleță. 0757-263-428. Simplu. Adi. Adrian Palade. Adrian Palade, dacă și femei care se pricepe. La menaj. Chie tata, aleță o dialu! Eu pentru poporul român fac mai multe avertismente în binefacerea lor. Vă țug, mă! Patron! Și vă așteptăm echipe cât mai multe. Ceva în germană, ca să că poate oamenii vorbească și în germană. Gut în alt, schlafen gut. Atât. Înțelegi? În moldovenește ce... Dacă e seriozitate, e interesul lor. Dacă nu e seriozitate, n-are rost. Adică nu e vorba de povești. Aici e vorba de seriozitate. Deci dacă nu-i, stea în banca lor. Acolo că e mai bine. Atât. Băi, oameni care doriți, înțelegeți, aveți număr de telefon. Nu-i vrăjeală, nu-i prosteală, nu-i... Omul are foarte mare răbdare să stea la discuție cu voi. Deci, atât.
Așteptăm solicitanți. Vățuc, mă! Niau!